La nici o lună de la instalarea în funcția de manager general al Gloriei Buzău, Ion Viorel vrea să pună capăt activității în fotbal. Viorel s-a săturat să aducă banii de acasă pentru echipele pe care le antrenează, iar lipsa de implicare a autorităților județene îl determină pe fostul șeptar din Crâng să renunțe la activitatea sportivă. Vă bate gândul să preluați alte echipe în această vară? Nu știu. Mă bate gândul să mă retrag tot din fotbal. Nu, vedeți ce... Adică să antrenez la divizia B, să mă duc să pun bani de acasă sau bani de acasă nu se mai pun, nici nu mai am. Foarte, foarte indignat. Și capitele jucătorului. Erau planurile, erau așa. Zic, le dau un salariu, săptămâna asta și le mai dai unul să faci un banchet și noi acolo. O friptură cu ziariștii, cu toată lumea care au fost alături de echipă. Dar în contextul actual nu ai ce să faci. Poți să-i chem sâmbătă să faci banchet cu buzunarul goal. Declarațiile lui Ion Viorel vin după ce Gloria Buzău a fost învinsă cu 2-1 de FC Voluntari, liderul seriei 1 din Liga a 2-a, echipă ce a promovat matematic în Liga 1. Vioară nu a reușit să își capaciteze jucătorii care sunt cu gândul la banii pe care îi au de primit, iar gruparea din Crâng a bifat încă o înfrângere pe teren propriu, deși era printre puținele care câștigase în fața ilfovenilor. Să-l dreacă din mine. Manager. Cu acesta. Manager sunt în direct, spuneam aici. Și la pădui la acest film. Contabilizez pădui chimica. Ca tehnician, Ion Viorel a antrenat rolmentul Alexandria, Dunărea Galați, CSO Otopen, CF Brăila și Gloria Buzău. Cu vioară pe bancă, buzoienii au promovat ultima dată în prima ligă la capătul sezonului 2006-2007.